Bună ziua și bine ați venit la cel de-al patrulea laborator de programare Java, laborator în cadrul căruia vom discuta despre clase generice și colecții. Și hai să vedem ce înseamnă aceste generic sau clase generice. Sunt echivalentul claselor template sau șablon din C++. Da? Sunt clase pentru care am un anumit tip de dată și spun de la început. Vreau să fie o listă de întregi, o listă de double, o listă de studenți, da? Specific între paranteze unghiulare, tipul de dată pe care vreau să-l pun în acea listă și are avantajul că mută o mare parte din erorile de la compilare, le mută la, pardon, de la execuție, le mută la compilare. Pentru că eu spun de la început, ok, așa, ca să pun orice, pot să fac o listă de object. Și cum tot un Java e derivat din object, pot să pun orice tip referențial acolo că va merge. Doar că ulterior, când extrag elemente din listă și mă voi aștepta să aibă anumite metode, voi realiza că nu există acele metode, tocmai pentru că obiectele mele sunt de tipuri diferite. Adică am făcut o listă de obiect, dar în loc să pun obiecte de același tip, am pus trei obiecte de un fel, patru de altfel și tot așa. Da? Și atunci, ca să se verifice încă de la momentul compilării că eu am pus în clasa respectivă tipul pentru care am nevoie, pot să merg și să spun între paranteze unghiulare de ce tip e acea clasă. În Java există această particularitate și o să descoperim imediat că se acceptă ca și tipul, ca tipuri concrete ce înlocuiesc tipurile generice, doar tipurile referențiale. Deci doar clase, interfețe sau enumerații, nu primitive, nu pot să zic list de int. Și vedem ce facem în situația asta imediat. Dar ca idee, principala utilizare a claselor și interfețelor generice în Java e dată de framework-ul de colecții. Java Collection Framework. Da? Acesta este un framework care conține colecții pentru tot felul de situații, structuri de date, dacă vreți, împreună cu algoritmi și iteratori. E cumva echivalenta în Java a STL, Standard Template Library, a bibliotecii standard de șabloane din C++. Da? Și aici am structuri de date, unele seamănă mai mult, altele mai puțin cu cele din C++. După cum vedeți aici în reprezentarea grafică, acum ce vedeți voi pe ecran, nu sunt toate colecțiile din Java Collection Framework, nu sunt toate clasele, ci o reprezentare simplificată a lor, astfel încât să vedeți care sunt principalele și cam care sunt diferențele între ele și care e ierarhia de interfețe și clase. Mai sunt și altele în afară de acestea. Deci, după cum vedeți, toate sunt în pachetul Java util. Da? Deci, mare grijă că, de exemplu, o greșeală comună e când folosim lista, mai există o listă într-un alt pachet numit Java AWT și o greșeală comună e să importăm lista din Java AWT și după aia o să vedeți că nu vă merg metodele care ar trebui să meargă pe listă pentru că e o altă clasă list, nu e lista colecție. Ok, hai să vedem ce clase există în acest Java Collection Framework. Vedem că avem prima dată o interfață, mergem pe zona stângă, da? O interfață numită Iterable DT. Da? Interfețele dau comportament, asta înseamnă că toate clasele sau interfețele care derivează, pentru că pot deriva o interfață din altă interfață, nu pot deriva o interfață dintr-o clasă, dar cu excepția lui object, pentru că în Java interfețele cumva derivează object, dar ca idee nu pot deriva o interfață dintr-o altă clasă, dar o interfață dintr-o altă interfață pot deriva. Și atunci am iterable, care dă comportamentul de a fi iterabil, de a putea fi parcurs cu iteratori, respectiv cu for each, adică enhanced for în Java, din interfața iterabil, am derivată interfața collection. Da, e o colecție de element. Din această interfață am derivate două alte interfețe. List de E și set de E. Dacă țineți minte de la setele din C++, list și set existau și acolo. Chiar așa se numeau, list și set, doar că erau cu l mic și s mic. Care e diferența între un list și un set? Setul, spre deosebire de list, are elemente unice. Nu se acceptă elemente duplicate într-un set. Lista poate să conține elemente duplicate. În plus, în funcție de implementarea setului, nu tot timpul ordinea inserării se păstrează într-un set. Într-o listă, tot timpul se păstrează ordinea inserării. Și hai să vedem ce clase concrete derivate din list avem. Avem odată vector, apoi ArrayList și LinkedList. Care e diferența între ele? Vector și ArrayList sunt aproximativ același lucru, în ideea în care una dintre ele este thread safe și una nu este thread safe. Dar ce înseamnă acest thread safetiness, discutăm mai târziu. Momentan puteți să le priviți ca două alternative pentru același lucru, adică reprezintă o zonă de memorie contiguă.
o implementare dinamică a unui vector, da? Pune elementele consecutiv, unul după altul. Linked list e implementarea unei liste dublu înlănțuite. Când adaug elemente, de fapt elementele se adaugă undeva în memorie, nu sunt contigue și se creează niște legături. Hai să vedem ce avantaje are vectorul față de listă, ce avantaje are lista față de vector. Dacă vreau să accesez direct al 7-lea element într-un vector, pot să mă duc direct, știu să sar, știu adresa de început a vectorului, știu cât ocupă un element, știu că dacă sar spațiul de memorie necesar pentru 6 elemente, acolo am găsit al 7-lea element. Deci acces direct se numește acesta. Dacă vreau să fac același lucru pentru listă, nu pot să o fac. Ca să accesez al 7-lea element, n-am de unde să știu unde e salvat în memorie și trebuie să merg din aproape în aproape, din element în element, pornesc de la primul și zic, dă-mi-l pe următorul, al câtelea, al doilea, dă-mi-l pe următorul, al câtelea, al treilea, până ajung la al 7-lea, deci acces secvențial. Ăsta ar fi avantajul vectorilor față de liste și invers. Listele sunt optimizate pentru inserări oriunde s-ar face inserările, adică pot să fac inserări la început, pot să fac inserări la sfârșit, pot să fac inserări la mijloc, pe când vectorii sunt optim doar pentru inserări la sfârșit. Inserările la început sau la mijloc presupun dezalocarea, realocarea de memorie, copierea elementelor, dacă ele fiind poziționate unul după celălalt, el, dacă un vector are 5 elemente și vreau să inserez un alt element după primele două, el ce trebuie să facă? Trebuie să ia ultimele 3, să le copieze în altă parte, să-l pună pe ăsta, să mărească vectorul cu una și pe aia să copieze o poziție și pe aia să copieze cele 3 elemente înapoi pe pozițiile pe care erau. Lucru care durează foarte mult. Pentru o listă e simplu. Alocă spațiu de memorie pentru un nou element unde găsește și doar reface două legături. Reface cei doi pointeri. Pointerul către următorul element, pointerul către elementul precedent. Și asta e tot. Deci, astea sunt cele 3 implementări pentru listă. Vector, ArrayList, LinkedList. Și am văzut diferențele. Pentru set, există și aici 3 implementări total diferite. Există TreeSet, HashSet și LinkedHashSet. De fapt, ce se întâmplă? Dacă ar face verificarea, că până la urmă pot să asigur incidate elementelor și pe o listă. De fiecare dată când inserez un element, merg și parcurg toată lista și verific. Există sau nu există elementul respectiv. Doar că această verificare ar fi secvențială, ca și complexitate, adică Big O Notation, ar fi ODN. Am un vector cu 1000 de elemente, am de parcurs 1000 de elemente ca să verific dacă există sau nu elementul respectiv. Bineînțeles, în cel mai rău caz. Ce vă ziceam, dacă n-ar folosi o altă structură de date în spate, atunci ar însemna ca de fiecare dată când inserez un element, ca el să caute și să vadă dacă există sau nu mai există acel element, atunci trebuie să ducă secvențial prin tot vectorul sau prin toată lista dublu înlănțuită să vadă dacă există sau nu există elementul respectiv. Ceea ce ar dura destul de mult, mai ales pentru valori foarte mari. Și atunci folosește optimizări, algoritm de căutare. Primul, care se numește TreeSet, folosește în spate un arbore binar de căutare, care transformă ODN, căutarea secvențială, în căutare binară, ODLogN. Pentru 1000 de elemente, ODN e 1000, ODLogN este 10, aproximativ 10. Deci în 10 etape a găsit elementul, celălalt ia 1000. Dublez 2000 de elemente, cel secvențial caută în 2000 de pași, cel logaritmic caută în 11, că mai împart o dată problema în 2 și ajunge la problema veche. Da? 2000 împărțit la 2, 1000. De asta, pe acest lucru se bazează și algoritmul divide-etimpera, de care poate ați auzit. Căutarea binară, împart tot timpul problema în alte două probleme, în alte două subprobleme și pe aia rezolv subprobleme respective, dacă pot în mod direct, dacă nu, iar le împart în alte două subprobleme și tot așa, până când obțin probleme ce se pot rezolva și apoi mă întorc până la problema mare ca să o rezolv. Da? Așa procedează și TreeSet-ul, da? Folosești un arbore binar de căutare și înlocuiește căutarea secvențială cu căutare binară. HashSet merge pe o altă abordare și folosește o tabelă de dispersie în spate. Adică încearcă să facă, să folosească o funcție hash. Funcțiile hash sunt funcții care primesc un parametru de o anumită dimensiune, poate să fie de orice dimensiune, și produc un output de aceeași dimensiune. Da? Deci nu contează cât de mare e parametru, output-ul acestor funcții este de o lungime constantă și de obicei uniform distribuit. Da? Dacă valorile sunt pe un anumit interval, de obicei realizează o distribuție uniformă a variabilelor, a valorilor pe acel interval. Bineînțeles, mai sunt și funcții, că de asta se folosesc și prin domenii din aceste legate de securitate. Funcțiile hash sunt și funcții a căror inversă este foarte dificil de calculat. Da, odată ceva hashuit, se folosește, de exemplu, la parole, da, ca să nu se salveze parolele în clar în bază de date, atunci se face un hash al lor. Odată calculat hash-ul, e imposibil
Există posibilitatea, dar durează ceva ani pentru un calculator normal, să te întorci de la acel hash la valoarea de la care s-a plecat. Da? Deci sunt funcții matematice ce se calculează rapid, dar al căror inversă e foarte dificil de calculat și care, în plus, dau output uniform distribuit. Aceste funcții hash sunt utilizate în tot felul de domenii. Un exemplu este blockchain pentru a verifica dacă s-a modificat sau nu s-a modificat elementul precedent. Da? Că eu dacă calculez un hash pe tot conținutul unui element și salvez hash-ul undeva, dacă elementul s-a schimbat, în momentul când calculez hash-ul pe varianta schimbată, nu se mai dea același cu hash-ul meu. Și e clar că cineva a umblat și a schimbat elementul. Da? Pot fi și o validare pentru integritatea unor date. Dar aici, de fapt, ce se face? Se aplică o funcție de genul ăsta, astfel încât eu să transform din ce valoare am, din întreg, din double, din ce-o fi, într-o valoare uniform distribuită pe care pot să o pun la acea poziție într-un vector. Să zicem că mi-au un vector cu 100.000 de poziții, eu din ce valoare am acolo trebuie să ajung la o valoare cuprinsă între 0 și 100.000, astfel încât să am ulterior o de 1. De exemplu, un exemplu super simplu de funcție hash pentru cazul ăsta cu 10.000, cred că am spus mai devreme, cu 0, 10.000, e modulul 10.000. Da? Deci obțin o valoare între 0 și 10.000, o să salvez acea valoare exact pe poziția respectivă. Obțin o valoare mai mare, fac modulul 10.000 și mă duc și inserez, da? De exemplu, pentru 10.005, inserez pe poziția 5. E adevărat, s-ar putea să am ceea ce se numește coliziune, adică, de exemplu, și pentru 5 și pentru 10.005, valoarea funcției hash va fi tot 5, dar sunt acceptate și coliziunile. Da? Nu există funcție perfectă. E normal să existe două valori x și y pentru care f de x egal cu f de y. Da? Se numesc coliziune, așa cum ai zis mai devreme, și funcțiile hash pot avea coliziuni. Unele mai multe, altele mai puține, dar ca idee, în tabelele de dispersie există modalități de tratare a coliziunilor, dar ca idee, în cel mai bun caz, tabela de dispersie are complexitate O de 1. Adică mă duc prin acces direct și găsesc exact elementul unde e el poziționat și atunci pot să văd ușor dacă mai există sau nu mai există. Diferența între hashset și linked hashset e că linked hashset păstrează și ordinea de inserare a elementelor. Deci hashset-ul transformă, da, într-un vector și le ordonează astfel încât eu le-am tot timpul într-o altă ordine în funcție de hash, da? Pe când linked hashset-ul mai ține și o listă separat ca să țină minte în ce ordine le-am inserat. Și de asta când afișez elemente într-un hashset vor fi într-o ordine aleatoare în funcție de rezultatul funcției hash, pe când le citesc dintr-un linked hashset le obțin exact în aceeași ordine ca cea inserată. Separat de colecții mai avem interfața map, da? Care în loc să salveze valori, salvează perechi de tip cheie-valoare. Și atunci și această interfață map are 3 implementări. Are treeMap, care folosește în spate un arbore binar de căutare pentru a optimiza căutarea după cheie. Tot timpul aceste map-uri sunt optimizate la căutare după cheie. Niciodată nu se poate să fac căutare după valoare, cel puțin nu optim. Pot să fac, dar secvențial, adică merge valoare pereche cu pereche, zice asta e, nu e, asta e, nu e și așa mai departe. Deci ca să fac căutarea în mod, da, cu optim, trebuie să o fac doar după cheie. Treemap-ul folosește arbore binar de căutare, hash și hashtable folosesc tabelă de dispersie, diferența între ele, la fel ca la vector și ArrayList, că una e thread safe și cealaltă nu e thread safe, dar momentan le puteți privi ca și echivalente. Și pentru a deschide un proiect, file, import, de la categoria general selectăm existing projects into workspace, next, dăm browse, căutăm proiectul, la mine e în Eclipse Java Lab 3, ăsta e, spunem select folder, trebuie să ne apară aici în projects, bifat, da, Lab 3 și apoi dăm finish și l-a importat, da, ia uitați-l aici. Deci pe cel care o să lucrăm azi, o să-i dau click dreapta și zic refactor, rename și spun Lab 4 pentru că o să-l modificăm, da, e cel de data trecută cu A, deja am Lab 4. La 4 ID, să zicem. Deci, avem seminarul data trecută în care avem așa, interfețe. Taxable, da, care conținea static final int mintax și metoda abstractă compute tax, vehicul, care era o clasă abstractă, da, și
conținea metoda abstractă move și respectiv mașină, car, care deriva atât vehicul cât și taxable și supra-definea cele două metode, compute tax și move și în plus supra-definea și clon și vorbisem despre cum se face o clonă 100% corect și complet. Ce ar mai fi de spus în plus e legat de metoda toString, n-am apucat încă să vă spun, da? Dacă mergem în main și vrem să afișăm o mașină în mod direct, de exemplu noi aici am afișat, dacă ne uităm, car.getName, dar dacă vreau să merg și să zic print line de car, aș putea să afișez mașina, o să meargă, dar rezultatul nu e cel la care vă așteptați probabil. Și numai dacă dau run, îmi spune row acs classes car at și un hashcode de fapt ăsta. De ce? Pentru că în mod implicit folosește o implementare a unei metode din object și acel object nu știe decât adresa unde e salvată variabila respectivă și atunci nu poate să-mi dea alte detalii. Da? Pentru a afișa o mașină, să zicem la consolă, consola fiind de fapt doar fișierul standard de ieșire, un fișier text, trebuie să cumva să vin cu o modalitate de a transforma un object într-un string. Și există o modalitate specifică, se numește toString. Există o metodă în clasa object ce e moștenită de toate clasele. Aceste clase o pot supra-defini și dacă o modifică, atunci se va folosi implementarea respectivă pentru a afișa diferite obiecte. Așa că dacă mergem în car acum și la sfârșit undeva, iarăși merg pe source override implement method și mă uit în object, nu în vehicle, văd că mai am equals finalize hashcode toString. Despre equals și hashcode o să vorbim în laboratorul viitor și în afară de acestea mai avem finalize și toString. ToString e ceea ce vă povesteam mai devreme, ne ajută să transformăm un obiect într-un șir de caractere ca să-l putem afișa la consolă. Finalize nu mai e recomandat în ultimele versiuni de Java, a fost înlocuit cu o interfață, dar ca idee ce făcea, era o metodă ce se apela imediat înainte ca garbage collector-ul să dezaloce obiectul. Vă spuneam la început că în Java nu avem destructor și atunci dacă vreau să execut un cod exact înainte ca un obiect să fie dezalocat și dezalocarea nu se întâmplă ca C++ manual, ci în mod automat, fiind acest garbage collector care face dezalocarea. De exemplu, dacă e un constructor, am deschis o conexiune la bază de date sau am deschis un fișier și aș vrea ca înainte ca obiectul să fie șters, să închid conexiunea sau să închid fișierul. Unde pot să fac asta? Și răspunsul, mă rog, în versiunile precedente de Java era metoda finalize, acum pot ca să spun că acea clasă derivează interfața closable sau auto-closable și am o metodă specifică close care e luată în considerare. Dar în versiunile mai vechi de Java funcționa cu finalize. De asta metoda finalize acolo. Noi să zicem momentan toString, spunem OK și în toString vreau să scriu detaliile, da? Adică vreau să zic ceva de genul return car 2 puncte plus ce avem noi, aveam getName din clasa de bază, etc. Da? GetName și așa mai departe și le scriam pe toate. Dar nu e nevoie să scriu cod pentru că iarăși există o funcționalitate a ID-ului. Poate să-mi genereze și automat metoda toString, așa că o să șterg aici. Am mers pe opțiunea de override implement methods, doar ca să vedeți ce metode mai sunt de supra-definit din clasa object, dacă vreau să fac acest lucru. Dar tot în source am și opțiune de generate toString, dacă vedeți. Da? Și îmi spune, ok, generate toString, ce câmpuri vreau să iau în considerare? Bineînțeles, culoare și capacitate pe care deja le am în această clasă, iar când vine vorba de metode moștenite, mă interesează getName și getSpeed, astfel încât să afișez și numele și viteza, cu toate că ele sunt moștenite și nu sunt accesibile. Ele fiind private în clasa de bază, se moștenesc tot private. Ca să le pot accesa, nu pot să fac decât prin metodele de acces de tip getter. Da? Ok. Aici probabil că la voi e cu string concatenation, în mod default. La mine a rămas cu string builder, string buffer, care e varianta mai elegantă. Dar în laboratorul viitor o să vedeți care e diferența între string concatenation și string buffer. Și o să zic generate. Da? Moment în care, vedeți că îmi scrie aici, e car, culoare, culoare, capacity egal cu capacity, get name egal cu name, o să modific eu să zic aici name egal cu get name, că nu trebuie să știe persoana din afara clasei că n-am acces.
Da, și aici ce era speed egal cu speed. Cu get speed. Da? Și acum, chiar dacă nu modific nimic în main, dacă execut acest cod, da, găsesc puțin mai sus, ia uitați. În loc să-mi afișeze acel roase aceste clase car, nu mă afișează car de color black capacity 1400 name Dacia speed 90. Hai să facem un exemplu cu o listă, da? Și uite, mă asigur eu că nu scriu cod în afara main-ului, da? Aici, dacă dau click înainte de o acoladă, îmi arată acolada care o închide, deci asta o închide, eu trebuie să scriu exact înainte, da? Și hai să luăm o listă, da? Să zic listă de și vreau o listă de întregi. Și dacă scriu list, scriu list, control space, și ce m-am spus mai devreme, da, mă interesează cea din Java util, nu cea din Java AWT, greșeală comună. Da, mă interesează cea din Java util. Și spun list de int, să zicem list, egal cu new list de int. Acum, tocmai aici am făcut două greșeli. Intenționat. Deci prima greșeală e că int nu e tip referențial, e primitivă. Și atunci trebuie să fac cumva să salvez un tip referențial. Și din acest motiv, să pun aici un tip referențial. Am spus că ca și tipuri generice se acceptă doar tipuri referențiale. Și atunci, pentru fiecare primitivă în Java, a fost creat și un tip referențial. În cazul lui int, se numește integer. Da? Și integer. Deci asta e prima eroare. Da? Faptul că am pus liste int. Aceste clase se mai numesc și clase wrapper, care îmbracă cumva primitiva în tot felul de metode. Transformarea din int în integer și din integer în int se face implicit, adică printr-un cast implicit. Pot să scriu int i egal cu, de exemplu, pot să scriu int i egal cu, și uite, pot să zic integer x egal cu 5, da? 5 fiind o constantă de tip int, se transformă automat în integer, cum pot să spun și int y egal cu x, acum se face transformarea din integer în int. Da? Deci transformarea între ele se face automat, pentru un cast implicit. Și fiecare tip are, fiecare primitiv are un tip wrapper. Int are integer cu i mare, boolean are boolean cu b mare, float cu f mic are float cu f mare, double cu d mic, double cu d mare și așa mai departe. Da? Diferența fiind că sunt clase, nu mai sunt primitive. Ok, cea de-a doua greșeală e că aici am zis list. List e interfață. În Java, cel puțin. Și atunci nu pot să zic egal cu new numele interfeții, ci trebuie să-mi aleg o implementare a listei. Una dintre vector, ArrayList sau LinkedList. O să zic new ArrayList și asta trebuie și importat. Da? Din Java util, ArrayList. O să șterg aici. Da? Deci new ArrayList, iar începând cu Java 6, de acolo pe undeva, au scos obligativitatea ca în partea dreaptă să mai specific tipul. Adică pot să zic așa sau pot să șterg de aici și se subînțelege. Da? Că dacă în partea stângă e list de integer, în partea dreaptă e clar că e un new array list tot de integer. Da? Deci în dreapta nu e obligatoriu să mai specific încă o dată tipul. Cum se numește ceea ce am făcut aici? Faptul că am zis o interfață egal cu new clasă derivată din ea. Are o denumire specifică în Java și se numește interface as type. Folosesc o interfață ca și cum ar fi un tip concret, pentru că interfața nu are metode, eu de fiecare dată când o zic list.add, list.remove, list.get și alte lucruri, de fapt nu se apelează metodele din list, ci se apelează metodele din ArrayList, da? Supradefinirea lor. Și din acest motiv, e bine ca, mai ales în alte interfețe, să nu lucrez cu clase concrete, da? Să pun ca parametru un ArrayList, pentru că nu știu care va fi implementarea, nu vreau să forțez ca în spate să fie implementat un ArrayList. Pentru că poate mă interesează inserări la mijloc. Și atunci spun list și persoana care va folosi lista va decide cu ce va fi locuită în mod concret lista. Da? Cu un ArrayList, cu un vector sau cu un list. Ok, cum adăugăm elemente? List.add. Bineînțeles, verificarea se face la adăugare. Adică eu nu pot să pun acum decât întregi. Nu pot să spun list.add de 3.4. Da? Vedeți că îmi și zice aici. The method add integer of type list is not applicable for arguments double. Da? Deci asta vă ziceam, că se mută erorile de la execuție la compilare. În loc să fie o listă generică și să mă las să pun orice și după aia să zic că stai puțin la execuție, n-ai pus ce trebuie, da, încă de la momentul compilării, pentru că eu am spus de la început că e o listă de întregi, ea
În spate verifică dacă atunci când adaug, adaug întregi. O să zic 4, 5, list.add 6. Și hai să parcurgem lista. Prima dată o să fac în modul clasic, cu un for normal. For int i egal cu 0, i mai mic decât list.size, da? I++ și o să-mi zică 3 momentan. O să zic sysout de list.get de i. Da? Vedeți că în Java, pentru că de obicei nu prea se încarcă, nu se pot supraîncărca operatori, nu am operatorul paranteze pătrate ca să pot să accesez al n-ulea sau i-lea, în acest caz, element, așa că folosesc metoda get. Și dacă rulez, o să-mi spună 4, 5, 6. Da? 4, 5 și 6. De asemenea, pot să șterg elemente. De exemplu, pot să zic list.remove și vedeți că am indexul sau obiectul de șters, dacă e cazul. Uite, vreau să șterg 0, 1, 2. Și o șterg pe 6, dacă pun aici 2. Da? Că se ia după poziție. Pe poziția 0 e 4, pe poziția 1 e 5, pe poziția 2 e 6. List.remove de 2 înseamnă să ștergem într-o poziția 6. Și acum vreau să inserez 3 între 4 și 5. Și pot să zic list.add și vedeți că am inclusiv index și element. Și atunci dacă pe poziția 1 inserez elementul 3, atunci obțin 4, 3, 5. Și o să folosesc o altă afișare în continuare, o afișare care se numește for each sau enhanced for. E valabilă, am făcut-o data trecută, am discutat despre data trecută, când era vorba de vector, merge și acolo, da? Adică pot să zic for, fie integer, fie int, hai să zic integer, x, două puncte list, atunci sysout x și nu x, că mai am un x, integer i, e ok. Da, da, acum i nu mai e index, ci e întregul efectiv. Și o să-mi afișeze 3, 4, 5 după 4, 5, 6, sper că n-am greșit nimic. 4, 3, 5, pardon. Da, deci 4, 3, 5. Pot să pun chiar un sysout aici înainte ca să îmi mai las în spațiu gol și l-am șters pe 6 și am inserat 3 între 4 și 5, deci obțin 3, 4, 5. 4, 3, 5, iar am zis pe dos. 4, 3, 5. O altă modalitate de parcurgere e folosind iteratori. Și în Java există iteratori și se pot parcurge tot ce, se poate parcurge tot ce e derivat din iterable folosind iteratori. Și hai să mai modificăm puțin lista, hai să zic list. Ce să zic? Clear mi-ar șterge, hai să mai folosesc puțin. Add mi-e adaugă doar în întreg, add cu doi parametri mi-e adaugă un întreg la o anumită poziție, add all permite să-mi adaug toate elementele din altă colecție în colecția existentă sau de la un anumit index, clear îmi șterge toate elementele, contains îmi spune dacă conține sau nu conține element, contain all, contains all dacă conține sau nu conține o altă colecție, equals verifică dacă două obiecte sunt egale, for each e ceva din partea de streams, o să o discutăm mai târziu, get îți spune, returnează elementul de la poziția index, get class, asta e pe toate obiectele, îmi afișează clasa, hashcode, discutăm data viitoare, index of, indexul unui anumit obiect, is empty, dacă e egală sau nu, iteratorul îmi returnează iteratorul, last index of, ultimul index al unei element, și așa mai departe, notify, notify, remove, șterge un element, remove all, replace all, retain all, set, și modific valoarea unui element, da, de la o anumită poziție, size îmi spune câte sunt, sortare, stream, etc. toArray transform în vector, toString, na, îmi zice, uite, getClass.getName explic acolo, na, zip.set, deci, uite, îl modific elementul la poziția 1, care era 4, îl modific în 9 și parcurg din nou lista și atunci o să parcurg data aceasta cu un iterator și o să am for, iterator de integer, da? Și trebuie importat și iteratorul tot din Java util, să zic it egal cu list.iterator. Mai departe, cum fac condiția de oprire? it.hasNext. Da? Deci fac chestia asta cât timp iteratorul mai are un element peste care să sară. Iar saltul efectiv nu îl fac pentru că o să-l fac atunci când spun next. Da? Uite, dacă mă duc aici și acum spun sysout de it.next, da? Și dacă ne uităm puțin în documentația metodei next, îmi spune așa.
returnează următorul element din iterație. Și atunci, iteratorul, fiind la început în poziție, tot timpul iteratorii, ca și în C++, prima dată sunt pe o poziție înaintea primului element, când depășesc ultimul element, sunt pe o poziție după ultimul element. Și atunci sunt cu o poziție înaintea primului element și îl întreb, are elementul următor? Da, elementul 1. Ok, atunci dăm elementul următor și a sărit pe 1. După aia merg mai departe, întreb, are elementul următor? Da, dăm elementul următor. Da? Și la sfârșit, când sunt pe ultimul element, îl întreb, are elementul următor? Nu. Și s-a oprit. Da? Și când sunt pe penultimul, zice da, mi-l dă pe următorul și după aia s-a oprit. Da? Și aici o să fie 9, 3, 5 afișare. Hai să vedem dacă așa e. Am greșit. Am pus 1 loc de 0. Aici vreau poziția 0, ca să fie 9, 3, 5. Și nu la ad. Aici. Și mai pun un sysout aici ca să se vadă clar. Și dacă rulăm codul, 9, 3, 5. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție și ne revedem la următorul laborator.